Bine v-am regăsit, mă băieți, la un episod de Free Fire și, mă băieții, astăzi vom face partea a doua din prezentarea contului. Și, mă băieți, am văzut că foarte mulți m-ați întrebat că de ce ai numai atâta pe cont, că de ce, că joci foarte bine și de ce ai așa de mic contul, mă băieți. Unii dintre voi știți, alții nu știți, eu mi-am pierdut contul în urmă cu vreo 5-6 luni, ceva de genul. Și mi-am făcut cont nou de la 0, absolut totul de la 0, aveam level 0, absolut totul 0, acum 5 luni. Deci contul ăsta are 5 sau maxim 6 luni, deci tot ce vedeți pe el este foarte, foarte rapid, sau cum să zic așa. Și levelul chiar, pot să zic că levelul l-am făcut destul de repede, adică în 5 luni să faci level 66, eu zic că e ceva. Și am și câteva meciuri, dar ideea este că levelul se poate face destul de repede astfel dacă joci meciuri la rank și dacă le joci gen să trăiești cât mai mult, gen dacă te duci un pic și mori din prima, nu vă gândiți să creșteți levelul peste noapte. Sper că ați înțeles ce am avut de zis. No, bine, mă, băieții, și astăzi o să vă prezint toate hainele mele și toate costumele și pe fată și pe băiat, deci hai să dăm drumul la treabă. O să intru din grup ca să nu mă invite ăsta pentru că mă invită mulți, mulți, foarte mulți, ok. Hai să vedem și să începem cu costumele pe fată și cu hainele. Ok, dăm aici. Ok, bun. Și aici avem pălăriile și părurile și multe, multe chestii. Bun, începem cu chestia asta care e de la Elite Pass și este destul de șmecheră. Mai ales că gen nu s-a schimbat. Gen, nu știu cum să vă zic, dar chestiile de la Elite de obicei se schimbă. Adică dacă iau Elite-ul astăzi, nu știu, peste vreo săptămână sau poate chiar două sau la un anumit update, se schimbă culorile și nu știu, mă enervează, se schimbă, devin mai urâte, ok, nu știu de ce, dar it's ok. Bun, avem un păr de la un costum de la Diamond, care l-am luat cu Lucky 2 sau Lucky 1, nu mai știu, oricum nu l-am purtat mai niciodată. Un alt costum de la un Elite Pass, care e destul de șmecher și nici ăsta nu s-a schimbat mai nimic la el. Ba da, masca albită puțin, dacă știți, era puțin mai neagră, dar în fine. Avem un costum care este pentru 24 de ore, care vi l-a dat la toți. Un costum de la Elite Pass, la fel, pentru că am 3 Elite Pass-uri pe contul ăsta. Un costum care l-a luat de la un event de curând, acum cred că știți despre ce vorbesc. Bun, avem un păr care a fost la niște cutii și chiar este mișto. E un păr de, nu știu, de regină, ceva de genul. Și am reușit să-l iau pe fată, dar pe băiat, din păcate, nu am reușit să iau. Asta e de la Elite-ul ăsta, dar n-am decât păr pentru 24 de ore. Asta e de la un de Crăciun, gen, a fost un event care puteai să iei tot costumul permanent sau pentru anumite zile. Și eu l-am luat pentru câteva luni bune, it's ok, bun. Avem un costum de la Gold Royal, care cred că îl știți majoritatea dintre voi. Asta e, nu știu de unde, e printre cele mai vechi chestii a mele de la cont, gen cam asta e cea mai veche chestie care am pe contul ăsta. Avem aici un nou costum de la Gold Royal, am atâte costume de la Gold Royal deoarece a fost roata aia, știți, puteam să luați orice costum de la Gold Royal. Un costum de Crăciun care a fost de Crăciunul ăsta, un costum care e acum la Gold Royal, părul ăsta care am luat azi, e oribil, ăsta tot azi l-am luat de la un event, ăsta s-a luat de curând, la fel, e destul de șmecher. Și nu l-am purtat niciodată, chiar trebuie să-l port. Un costum, adică n-am luat bluza din păcate, nu mai țin minte de ce, dar se pare că nu am luat bluza. Cred că n-am avut timp sau, nu știu, habar n-am ce am luat, dar n-am luat bluza. În fine, este un costum care s-a dat free, trebuia să strângi niște chestii și luai cu costumul, dar eu din păcate nu l-am luat. Un costum care l-am luat cu diamante pentru că acest cont, eu nu am băgat nici măcar un leu în acest cont, dar am primit foarte, foarte multe gifturi. Cât și foarte multe paysave-uri, dacă nu știți ce sunt alea paysave-uri, sunt niște bani în care îți bagă altcineva bani în joc și tu primești diamante pe joc, cum ar veni. Și am primit în jur de 4000 de diamante de la un băiat și multe de la altcineva, nu știu, nu pot să vă zic pentru că sunt băieți gen despărțit, adică care mi-a dat 24 de lei, 25 de lei paysave, care mi-a dat 50 de lei, înțelegeți voi. Și mi-am luat și costumul ăsta pentru că era la o reducere pe atunci și arată destul de bine chiar și acum. Bun, cam asta ar fi pe fata așa în mare. Hai să trecem și pe aici, în casca de eroic avem asta de la Elite Pass, costumele, asta de la Gold Royal, de la Diamond Royal, pardon, costumul free, avem găleata asta în cap sau în fine, înțelegeți voi. Asta care puteți să luați și voi cu tichete roșii, asta nu știu de unde e, asta la fel nu știu de unde, cred că e de la un event, asta de la incubator de la cutia aia mea ca și mie permanentă. Asta e un costum de la Gold Royal, asta e masca care se vedea la un mod de joc, în minte, și nu mulți au luat-o.
și e chiar tare, chiar îmi place. Asta e de la costumul de la Gold. Asta e de Crăciun, dacă nu mă înșel. Deci cred că da. Asta, da, e Crăciun, de la Crăciun gen e costumul ăsta. Asta e de la Gold Royal, Diamond Royal, așa, de la Diamond Royal. Asta tot de la Diamond, ăsta a fost un event și am luat. Ăsta e ochelarii de la costumul ăsta și 2. Și cam atât, încerc să trec cât mai repede printre ele. Și aici puteți să vedeți și voi ce am, gen eliturile prima dată și Gold Royal-ul. Nu știu ce zic la asta, Gold Royal, bine, seamănă cu Gold Royal, adică e oribil, dar totuși e de la Diamond, hai să nu confundăm, bun. Avem aici asta lui Kelly, bandă lui Kelly, aici avem o bluză de la Diamond Royal, o bluză tot de la Diamond, dacă nu mă înșel, sau a fost la un event, nici mai știu. Aici un costum de la Gold, aici alt costum de la Gold, aici costum de la Diamond Royal, cred, ceva de genul. Aici un costum de la Gold, la fel Gold și aici de la Crăciun, aici de la Gold-ul actual. Bluza s-a luat-o azi de la un event, bine, când vedeți voi videoclipul ăsta e ieri cum a venit. Aici un costum care l-a luat cu tichete, din păcate nu am tot costumul, nici nu vreau să le iau pentru că nu mi-a trebuit decât bluza și pantalonii. Bun. Ce mai avem de aici? Bluza de la costumul ăsta. Bluza, asta e prima bluză de Gold și de Eroic de pe contul ăsta. Gen, ca să știți de când am eu contul, când era sezonul cu Eroicul ăsta. Bine, era spre sfârșit de sezon atunci, țin minte, dar e ok. Bun, asta e de la Diamond sau... What? De unde e asta, bă? Bă, de unde e asta? De la Elite? Da, cred că e de la Elite. Da, toate sunt de Elite astea. Asta cred că e de la Elite. Asta a fost un event mai destul de vechi, cred. Asta a fost destul de curând. Pantalonii, din păcate, nu i-am luat, deși mi-a părea acolo că i-am luat, dar se pare că a trecut vreo 5 zile și nici acum nu mi-a dat, deci da, e ok. Bine, nici nu trebuie purtam eu, dar oricum. Bun, hai să trecem pe pantaloni, cred, pentru că pe la bluză cred că v-am arătat tot, nu știu. Asta e bluza de Eroic de sezonul al treilea, nu știu, habar n-am, nu mai știu de când sunt bluzele astea, băieții. Oricum v-am arătat prima bluză, asta e prima bluză, asta. Asta e după și asta e după și asta e actuala, bun. Cam asta pe aici, niște zicouri de astea care ăsta, uite, rămâne, dar nu știu de unde e ok, cred că e de la Diamond Royal sau ceva de genul. Bun, pantaloni, am ceva chestii tot așa care le-am primit free de la Diamond sau, nu știu, habar n-am. Uite, asta e de la incubator și asta la fel de la cutia de la incubator, asta e de la incubator și foarte, foarte tare, chiar le mai porc câteodată. Asta e de la Gold Royal, asta e de la Diamond Royal, asta e cu tichete galbene, asta e... Da, asta e un costum care l-am vrut eu pe multe conturi, l-am vrut gen să-l am tot. Dar bine, ori mi-a picat bluza, ori mi-a picat pantaloni, niciodată nu mi-a picat tot costumul întreg. Din păcate acum nu mai pot să-l iau pentru că nu mai e la Diamond Royal. Dar oricum, măcar am pantaloni și păpuci aceia. Bun, ăștia sunt pantaloni de la bandă lui Kelly. Și cam atât pe aici, papuci, am destul de mulți papuci. Asta de la Diamond, cred că toate de la Diamond, deci, nu, asta de la costume, de la Gold, înțelegeți voi. Și da, puteți și vedeți voi, asta am fost la anumite eventuri. Bun, în mare eu vreau să vă arăt gen cam ce am, bun. Un costum am aici, că țin minte, doar un costum, da, ăsta, care nu l-am purtat nici măcar o dată, nici măcar un match nu l-am purtat ăsta. Nu știu de ce, dar mi se pare că e efectiv oribil, adică uitați-vă și cum arată, și bune. Da, e oribil. Și am luat și costumul ăsta de băiat care este azi, adică bine, când vedeți voi ieri și uitați-vă și voi cum arată părul ăla, adică da, nu-i ce trebuie. Deși arată bine. Bun. Și am aici 200 de cutii și din păcate nu le putem deschide, adică uitați-vă și voi, nu merge să le deschid. Cred că o să le țin ceva vreme aici, dar asta e. Bun, pe aici am chestii de la incubator care nu le mai pot folosi, adică pietrele le pot folosi, dar măștile nu, sau invers, nu știu, nu prea le am eu cu astea. Și aici avem multe discounturi și carduri și astea de la rank tokenuri și multe chestii, astea de la reclame și multe chestii care mi-au rămas gen mai de mult. Ok, bun. Hai să trecem pe băiat, mă, băieții, pentru că știu că sunt curios ce am pe băiat. Bun. În primul rând vreau să vă zic că l-am și pe Alok, adică cam astea sunt caracterele mele. L-am și pe Hayato, am și pe nu mai știu cum e cea lui aia.
pe Laura, da, am văzut acolo pe Laura. Bun, hai să ne uim și avem pe băiat. Din câte știu, am destul de multe. Bun, hai să vedem cum stă costumul ăsta. Mamă, cum arată, deci n-ai cum, bă, e oribil, bă. Uitați-vă și voi, bă, cum e părul ăsta, bă, deci n-ai cum, bă. În fine, hai să vedem cum arată tot costumul întreg, da. Bă, nu știu ce să zic, dar zgârieturile de pe piept sau orice ar trebui să fie ele, nu sunt reușite, adică, bă, nu-i ce trebuie, adică parcă ar fi dat un spray, bă, pe bune. Nu știu, scrieți în comentarii dacă vă place costumul ăsta. Parcă e ceva de la spate, adică și cu 03 ăla acolo, nu înțeleg. Dar fața e, nu-i ce trebuie deloc, adică, da, nu știu, hai să vedem și la depărtare. Aoleu, arată oribil. Bă, pantalonii parcă merge, deși seamănă cu al treilea Lipas, ca pantalon, dar e ok. Și da, hai că merge, hai că-l poate dacă e bun. Avem aici un costum de la prima dată când mi-a băgat cineva pe ICL, m-a pus să aleg dintre costume și l-am ales pe ăsta, care după aia a fost dat gratis, exact după aia, adică după vreo zi sau două a fost dat gratis. Și îmi pare rău că l-am ales pe ăla, după abdomenul și da, interesează voi. Bun, avem aici chestia asta care vreau să fie cea mai rară pe joc, deși e cam oribilă, dar merge, la level 3 chiar arată binișor, nu? Dar la level 1 e cam urâtă, nu? Așa zicem și eu, bun. Avem aici un păr de la un costum de la Diamond, perechea la fată care l-a luat cu Lucky 1, ei bine, ăsta l-a luat cu Lucky 7 și arată oribil ce ăsta, adică pe bune, adică în afară de păr nu văd nimic mișto la ăsta, uitați-vă și voi ce cum arată robotul ăsta, zici că e de pe altă lume, da, în fine. Bun. Un costum de la incubatorul băieții, pe vremea când băgau băieții diamante pe cont pentru că îi urcam în Grandmaster sau în Heroic. Asta știu că l-am luat de la un băiat de cum l-am lăsat sau în Grandmaster și l-am luat gen... Mi-a pus diamante pe cont și atunci era un top-up destul de mișto, îți dădea o mască și aveam 3 pietre și am luat un costum de la incubator și arată binișor și nu mai pot din când în când pentru că arată ok. În afară de pălărie, pentru că nu știu, mi se pare oribil, în fine. Bun, avem un costum de la Diamond, care este, ăsta chiar se merită, adică mă bucur că l-am luat, pentru că chiar arată bine. Și chiar e mișto, port și, cât și părul, cât și, nu știu, și bluza și pantalonii, absolut tot arată mișto, chiar și cismele, uitați-vă cum arată, chiar arată bine. Bun, avem aici un păr de la un costum care a fost dat free, deși era destul de greu de luat, cred, nu mai țin minte, dar l-am luat întreg și mă bucur că l-am luat întreg, pentru că arată binișor. Și chiar trebuie să-l port așa întreg, nu știu, foarte arată bine. Bun, un costum de la Gold Royal, care e de gay sau nu știu, ceva de genul. Ce cum arată, bă, are toate culorile, nu mă uitați și ele. Aoleu, în fine, nu zic nimic. Avem aici, mamă, cum se pot, bă, jură-te, bă, deci așa trebuia să arate costumul de la Gold, deci n-ai cum, bă. În fine. O pălărie de la Gold Royal care o am permanentă, nu știu cum, cred că de la Diamond sau ceva de genul. Costumul ăsta care l-am vrut eu foarte mult de mult timp și l-am luat uitându-mă la reclame, m-am uitat la reclame, am strâns 300 de alea și am luat costumul ăsta care arată bine, cel puțin pantalonii și pălăria, chiar arată forță. Stați așa, ok, bun. Avem aici un costum Tuxedo se numește și este de la Elite Pass. Știi că la Elite Pass sunt niște cutii, la final de Elite Pass niște cutii care poate să pice cubul sau costumul ăsta. Și mi-a picat costumul ăsta de vreo 10 ori, hai să nu exagerez, măcar de vreo 5 ori tot mi-a picat pe bune. Avem aici o găină, o găină, ok, care am luat-o azi, v-am arătat și pe fată. Un păr care l-am luat gratis de la un event, avem aici un costum care a fost tot așa gratis și da, arată oribil, adică pantalonii sunt ok, îi mai port din când în când și rest, da, nu știu, arată oribil, în fine, bun. Avem aici un costum care la fel a fost dat free de curând, ochelarii aia nu știu, parcă de sudor, adică pe bune, nu i-am putut suporta, adică gândiți-vă că uitați-vă și voi, adică pe bune, mă duc aici doar ca să vă arăt, uitați-vă și voi cât de bine arată cu ochelarii ăștia, bă, dar cu ochelarii aia, bă, e oribil, bă, arată oribil, nu știu, uitați-vă și cum arată cu ochelarii ăștia, cum arată cu ăștia de sudor, stai așa, uite, sunt prea mare, dar nu știu, nu zic nimic, bun, avem un costum de 2000 de diamante primit gift de la un băiat fără, ca măcar, nu știu, să-l ajut la ceva, doar efectiv mi l-a băgat un coleg, și am jucat câteva meciuri cu el și i-am zis care a fost treaba cu conturile mele și le-am pierdut și așa mai departe. Și omul efectiv a zis că nu mai poate juca și după
5 minute am primit costumul ăsta permanent făcut gift de el, plus un ghiozdan de 600 de diamante, ghiozdanul de Joker. În total 2600 diamante, adică eu zic că e ceva, având în vedere că nu l-am ajutat cu absolut nimica. Adică gândiți-vă că eu am ajutat un player să facă Grandmaster, mi-a luat vreo 2-3 săptămâni, mi-a dat 4000 de diamante, iar băiatul ăsta mi-a dat 2600 așa, degeaba, în fine. Bun. Și cam atât, mă, băieți, ca măști, la nici am destul de mult, adică ca pălăria a fost chestia aia. Bun, avem aici un costum de la Elite Pass, care arată destul de bine, deși i-a schimbat culoarea, adică uitați-vă și cum arată masca asta acum. E mult, mult prea albă față de cum era înainte, nu știu de ce am schimbat-o așa. Și costumul, în general, nu știu, e prea alb, adică nu se are, nu știu de ce, e... Adică, eu înțeleg că e negru, dar gen e prea alb, nu știu cum să vă explică. Bune, în anumite părți e prea alb, e ca de gheață, așa, nu știu, era altfel. Era mișto, era foarte mișto când era elitul. Uitați-vă la masca asta, cum a schimbat-o cu de albă, e pe bune, bă, uitați-vă și la asta, tot de la alt elit. Și uitați-vă cum arată puțin. Nu era așa, adică spuneți-mi în comentarii dacă costumele astea erau așa când era la Elite Pass, pe bune. Nu erau așa, dar, în fine, asta pe bune, nu l-am purtat niciodată, cred că. În fine. Un costum de la un event de Halloween, cred că da, uite-ți cum arată țipii ăștia, bă. În fine, hai să punem tot costumul. Așa arată costumul ăsta. Și l-am purtat de câteva ori, dar pantalonii ăștia, nu știu, strică costumul pantalonii ăia, adică pe bune, strică costumul. Bun, un costum de la un Elite Pass, la fel, și are zâul ăla pe mână și da, zâul ăla pe mână arată și în match, și în lobby, și oriunde arată zâul ăla pe mână și e foarte șmecher. Bun, hai să mergem mai departe. Avem aici un costum care l-am arătat la început. Ba chiar azi l-am luat, adică bine, cum vedeți voi, episodul e ieri. Avem aici o găleată în cap, e ok. Chestia asta din tot costumul mi-a picat și mie doar masca asta la Diamond Real. E destul de ok, măcar am și o amintire și, da. Bun, măști, ochelari tot de la Diamond. O altă mască, astea de la Diamond, ăsta e costumul care e de robot și nu-mi place. Avem aici adică mai bostanul, sau lumânare, cum vreți să ziceți, de la Halloween. Asta tot de la Halloween, dita mai mâna care am jucat doar o dată cu ea și după aia mi-a părut rău, dar în fine. Costumul de la incubator, costumul de la Diamond, masca care îmi place mie, uitați-vă și cum arată așa, gen, arată bestial așa, uitați-vă și voi. Bine, cu schimbat puțin, nu știu, papuci și cam atât arată foarte bun. Deja mă doare gura, dar e ok, continui. Bun, avem aici masca de la Crăciun. Ochelari de la Gold Royale, care de gay și da? Bine, bă, ochelari e singură chestie care îmi place la costumul ăsta, pe bune. Bine, și puțin, da, nu-mi place nimic de ochelari, ok. Masca asta care n-am purtat-o niciodată, pe bune, niciodată n-am purtat-o, nu știu de ce. Dar arată într-un fel, nu știu, nu-mi place. Tuxedo de la Diamond, de la Elite Pass, v-am mai zis o dată, de la cutia aia. Bun, ochelari de la eventuri, de la Diamond Royal. Costumul ăsta cu dor și așa. Costumul făcut gift, aici am da, cam atât a fost, o băieți. Bun, ca bluze avem bluza de la costumul de eroic. Bine, fără cască, cu casca ar arăta mai smecher. Unde-i casca, vreau casca asta, bun. Cam ăsta e costumul întreg. Arată bine, eu zic, gen, arată bine, deși nu l-am mai purtat de foarte, foarte mult timp. Și e, nu știu, e mare, cred că e cel mai mare costum care l-am eu, nu știu, hai să încercăm, uite. Bam, care e mai mare, oare? Cred că tot ăla e mai mare, pe bune, adică uitați nu știu cum arată asta. Sau ăsta, a? Cred că e mai mare ăsta, nu știu, ăla de genul. Bun, v-am arătat deja, astea e licurile, astea vi l-am arătat, asta e... E o chestie care am luat de la Diamond, costumul ăsta știu că a fost gratis permanent tot bundle-ul. Dar din păcate am jucat, l-am luat pe alte conturi, dar pe contul ăsta nu l-am luat având în vedere că l-am făcut mai târziu. Și am reușit să mai iau doar chestiile astea care le vedeți pe ecran, acum doar astea am reușit să le mai iau de la Diamond Royal. Bun, avem aici costumul ăsta de la Gold Royal, a fost dintre primele Gold Royal-uri și v-am zis că s-a băgat o roată la Gold Royal, a fost doar o zi mi se pare. Care puteați să luați toate costumele care au fost odată la Gold, în afară de primul costum, mi se pare, sau nu știu ceva de genul. L-am luat și cu ăsta și foarte șmecher. Bun, asta deja vi l-am arătat odată. Ăsta e tot la fel, un costum de la Gold Royal destul de vechi, pe băiatul puțin. Aici avem o bluză de la Piete Roșii, puteți să luați și voi.
costumul meu de robot care, da, arată cel mai oribil dintre toate. Costumul de la... Bine, trebuia să iau masca, pentru că masca arată într-un fel. Costumul de eroi, al doilea, să zicem așa, arată și asta într-un fel. Bun, astea vi l-am arătat o dată deja, nu mai are rost să trec între ele. Asta nu știu de unde o am permanentă, dar o am undeva, cred că e de la Diamond sau habar n-am. O bluză la fel permanentă, asta e costumul meu preferat. Asta e costumul meu preferat. Bine, dacă nu se vedea și bluză, vesta generat bestial, dar în fine. Bun, asta vi l-am arătat deja. Abdomenul băieți care a fost primit gift de la un băiat pentru că l-a făcut eroic, țin minte și acum. Și mi-a mai dat și un emote, mai exact râsul, pentru că l-am făcut eroic. Bluzele de eroici, asta e de la un Elite Pass, asta e de la alt Elite Pass, asta la fel, asta de la un event, pe băiat cu fata am costumul ăsta. Asta cred că e tot de la un Elite Pass, asta de la Elite, stai de la Elite ăsta, asta e de la un event, care da, la ăsta mi-a dat pantaloni, dar pe fata n-a putut să-mi dea pantaloni, este. Bun, aici la fel, aceeași poveste, am bluza și pantaloni, deci la fată am pantaloni și papuci sau, bine, o să zic papuci, iar pe băiat am bluza și papuci, niciodată nu, n-am putut să prind și eu măcar pantaloni și bluza. Nu știu, arăta foarte, dar e ok, este de la Diamond Real dacă nu știați. Costumul ăsta care am primit gift, dar din păcate nu prea îl mai port, deși arată bine, pe bune, chiar arată bine. Astea sunt și tricouri care a fost la anumite eventuri sau de la Elite Pass, bluze de la Gold sau de la Heroic. Sunt mai multe tricouri și ăsta care nu știu de unde l-am nici acum, dar e ok. Și mă doare gura, v-am mai zis, dar e ok, hai să continuăm, bun. Avem aici pantaloni care i-am arătat și n-are rost să trec chiar printre ei, să vă arăt tot costumul. Bă, pantalonii se arată oribil pe bune. Asta e de la costumul ăla de la Halloween și arată... Bă, tot așa, parcă n-arată așa de ciudat, dar numai pantalonii, nu știu, arată oribil, nu știu. Bun, asta vi l-am arătat, asta e de la costumul de azi, adică de ieri, când vedeți voi videoclipul. Bun, avem niște pantaloni aici care au fost tot așa de Crăciun. Se pare că bluza nu mai am, ok? Oricum am avut-o pentru zile și ca ce știu cum arată pantalonii astea, da, e ok, Free Fire. Bun, asta vi l-am arătat, pantalonii astea i-am de undeva, dar nu mai țin minte de unde, cred că de la Diamond Royal sau ceva de genul. Astea tot de la Diamond, cred, Diamond, cred, costumul meu preferat, costumul de la incubator de la cutia aia, asta de la tichete roșii, asta de la un event, asta de la alt event și toate de la eventuri. Eventuri și eventuri, băieții, asta de la Gold sau Diamond sau de unde vreți, asta de la fel, asta e costumul care am primit gift. Și restul chestii, bun, papuci de la costumul de eroic. De la elituri, astea de la asta de Halloween. Bun, aici avem de la costumul de la Elite Pass, asta de la, de unde este asta, mă? De la costumul de azi. Asta deja știți, o să vă arăt așa bandele pentru că e bune, deja mă doare gura, adică uitați-vă și voi Gold. Asta e de la, de când am băgat eu bani în joc și după aia s-a dat gratis, eu cred că înțelegeți deja. Bun, asta e de la, așa, înțelegeți? Bun, aici avem costumul ăsta, care v-am arătat de 10 ori de ok. Ăștia, papucii ăștia, mi-am dorit eu foarte mult și i-am primit de la un băiat gist când era o reducere, nu mai știu ce reducere era, oricum, vreo 100 diamante, cred că a dat pe ei sau ceva de genul. Iar seara când am făcut live am primit papucii ăștia care costă 300 diamante ca gift, mersi băiatul care mi-a dat încă pe live, nu mai știu cum îi cheamă. Bun, papucii ăștia sunt de la Diamond Royal. Bun, și cam atâta ăștia solicitorii de la costumul ăsta. Bun, și cam atât, mă băieți, ca banderul n-au nimic, am niște băiat decât pe fata, mă, ca nu-l suport. Bun, aici v-am arătat. Și da, bun, hai să trecem mai departe și trecem mai departe cu cadeul și cu levelul deja înștit. Hai să trecem cu cadeul, mă băieții. Și că nu l-am mare, maxim dacă l-am de 2 la toate, cred că s-a observat genul, pentru că știți că eu la final de sezon mereu mă prostez, sau dacă nu mereu, una din două, oricum o fac, în fine, una din două sezoane, oricum o fac. Bun, hai să trecem la cadeuri, trecem mai întâi la total gen, oricum, toate meciurile care vedeți, 90% la rank, adică pe bune, toate sunt la rank, înțelegeți voi. Bun, cele mai multe meciuri, după cum puteți vedea,
sunt la solo. Am aproape 2000 de meciuri la solo și știți că joc foarte, foarte mult la solo și aproape 7000 de kill-uri, aproape, am zis aproape, ok, nu m-am judecat. Bun, hai să-ți dăm drumul cu cadeul și avem un cadeu de 473 la solo, ok, eu zic că e destul de ok pentru un total de cadeu. În 481 și 473, ok, la squad l-am de 5, ok, se pare că la squad le întrec pe toate, la squad și eu nu prea joc squad foarte mult, dar probabil și de aia l-am așa de mare, deoarece am mai puține meciuri sau, nu știu, habar n-am. Bun, hai să trecem mai departe. Nu, aici avem meciurile de azi și de azi, sunt oribile, pentru că mi-a trebuit mie să joc două și squad și n-a ieșit de trebuie, dar zic voi, e ok, no, bun. Bun, mai departe, hai să dăm la rank sezonul ăsta și după cum puteți vedea, stau foarte prost. Din 100 de meciuri la solo, 101 meciuri, am 17 win-uri și aproape 300 de kill-uri. Stau foarte, foarte prost, adică gândiți-vă că eu pe meci la solo fac 3 kill-uri. Da, e groaznic. E absolut groaznic, dar o să revin cu cadeul. Sperăm, bun, avem un cadeu de 3,50, exact cum am zis, deci 3 kg pe meci, 3 kg și ceva, aproape 4, dar nu am 4, dar e ok. La duo l-am de 3,87, la fel, 3 kg și ceva, nu știu ce am sezonul ăsta, dar o duc din ce în ce mai rău. La squad am ceva mai bine de 3,82, adică nu e ceva mai bine, mai deloc nu e bine, dar e ok, înțelegeți voi. Și da, cam astea ar fi, mă băieți, contul meu, sper că v-am explicat cât de bine am putut eu. Ca caractere, cred că v-am arătat odată, nu? Cred că v-am arătat odată. Astea sunt toate caracterele mele, care le-am cumpărat și cu gold și cu diamante pe aloc. Și e singurul caracter care l-am cumpărat cu diamante, bun. Da, mă băieți, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să comentați un mare like, un subscribe, sunt noi. Ivan Pan, ne vedeți. Ceau! Deja mă doare gura, nu mai pot.